În primul rând, domn procuror general, eu Viorel Cernăuțeanu, o să încercăm să facem o mică recapitulare și prezentare a evenimentelor care au avut loc la ziua de ieri. Domn procuror general, domnul Munteanu, ca să fac aspectele ce este posibil de comunicat în compartimentul urmăririi penale, după de detalii etapizate care s-au petrecut la ziua de ieri. Domn procuror general, vă rog mult dacă. Bună ziua, mulțumesc că ați dat curs invitației pentru care a avut loc pe aeroportul internațional Chișinău la ziua de ieri. Bună ziua încă o dată. Mulțumesc că ați dat curs invitației pentru a avea posibilitatea de a aduce anumite clarități în raport cu fapta tragică care a avut loc ieri pe aeroportul internațional Chișinău. Mai întâi de toate doresc să aduc sincere condoleanțe din partea mea personală și a întregului colectiv a procuraturii cu victimele acestui tragic incident de pe aeroportul internațional Chișinău. Și referindu-mă nemijlocit la fapta care este investigată, deci deja, cum este cunoscut în sursele mass media, este vorba de un cetățean a Tajikistanului, care ieri la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a devenit agresiv, a atacat efectiv polițistul de frontieră, sustrăgându-i arma din dotare și ca rezultat fiind aplicat împușcături asupra polițistului de frontieră și unui angajat în aparatul de securitate a aeroportului, care s-a dat cu decesul acestor două persoane. Cetățeanul Tajikistanului la moment este reținut potrivit procedurii penale ca urmare a intervenției în forța organelor speciale Ministerul Afacerilor Interne. La moment este internat în spital în stare gravă, inconștientă. Pe parcursul zilei de ieri și parcursul nopții, fiind în legătură cu autoritățile din Tajikistan, s-a constatat că această persoană este în vizorul autorităților din Tajikistan, fiind urmărită pentru un atentat asupra unui director de bancă. Am reușit să constatăm că în urma discuțiilor cu autoritățile de acolo, în comiterea acestei fapte sunt bănuiți și alte persoane. Am reușit să constatăm în comun cu poliția că ceilalți persoane care sunt bănuite de autoritățile Tajikistanului nu au accesat pe teritoriul Republicii Moldova. Motivul pentru care consideră organul de urmărire penală la moment că acest fapt s-a întâmplat a fost acela că cetățeanul respectiv i-a fost comunicat interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova. La moment, cauza penală este investigată sau obiectul investigării în cauza penală reprezintă fapte de omor cu agravantele respective. Ieri am menționat că este luat în calcul și versiunea de comitere a atentatului terorist, deci la ziua de azi această versiune nu este prioritară. Cauza penală continuă cu dispunerea, urmărirea penală continuă cu efectuarea expertizilor, inclusiv balistice, urmează a fi analizate toate circunstanțele. Persoana bănuită este sub supravegherea autorităților de stat, fiind reținută. Acestea sunt detaliile care pot să le prezint la această etapă pe aspecte de urmărire penală. Bine, dacă îți permite, eu să continui cu
acțiunile care s-au derulat la ziua de ieri, după care o să, dacă o să fie careva întrebări, o să trecem la rubrica întrebări-răspunsuri. Întâi și întâi de toate și eu la fel vreau să aduc sincere condoleanțe familiei, colegilor mei care din serviciile, structurile de unde și-au pierdut colegul. Este regretabil o astfel de situație și este o durere în suflet atât pentru familie cât și pentru noi colegii care am pierdut un camarad care nu mai este printre noi. Eu o să merg etapizat evenimentele la ziua de ieri. Cunoaștem deja cu toții că persoana în cauză a venit cu ruta Istanbul-Chișinău. Aterizarea a avut loc la 14:48. Procesarea documentelor sau pasagerilor rutei respective a început la orele 15:10, iar la orele 15:21 persoana a fost procesată de către colegii noștri de la Poliția de Frontieră. De la momentul respectiv, persoana fiind izolată, după cum a declarat și domnul procuror general, fiindu-i comunicată despre inadmisibilitatea pe teritoriul Republicii Moldova, acțiunea propriu-zisă de atac asupra colegului de la Poliția de Frontieră a avut loc la orele 17:13, atunci când colegul nostru a fost atacat și s-au realizat de fapt acele acțiuni deja ulterioare. Nu știu dacă sunt relevante de a spune acum, au fost aplicate focuri de armă atât imediat și în colegul de la frontieră cât și în colegul de la aeroport. Imediat în primele două minute, deci la orele 17:15, la două minute, a intervenit primul echipaj al poliției care era în raza aeroportului și la fel și acești colegi de la Inspectoratul Național de Securitate Publică au intrat în schimburi de focuri cu atacatorul și cel mai important că colegii au reușit să evacueze persoanele din interiorul aeroportului și să asigure cu suportul altor colegi perimetrul propriu-zis aeroportului într-o neadmiterea altor situații de risc sporit pentru cetățeni. La orele 17:18 a fost declanșate operațiunile speciale conform protocoalelor stabilite. Și nu doar, aici vreau să remarc, nu a fost stabilit doar pentru aeroportul Chișinău, dar a fost stabilit pentru întreg teritoriul Republicii Moldova la acea etapă. La orele 17:30, de fapt, toate grupele de documentare și reacționare erau ajunse la aeroport. Și aici nu mă refer doar la grupele de documentare ale poliției. Au ajuns și colegii de la serviciile de urgență, IGSU. În mod special, la orele 17:30, deja erau câteva echipaje ale ambulanței venite la fața locului. În același timp, au ajuns toți conducătorii instituțiilor de forță care, de fapt, de la orele 17:30 până la orele 17:50 s-au derulat două operațiuni în paralel. Colegii care, grupa de asalt, a documentat și a stabilit procedurile de asalt pentru sediul aeroportului, în același timp s-a încercat a se duce negocieri cu grupa de negociatori, a încercat să intre în negociere cu persoana în cauză, pentru a stabili anumite lucruri, unde clar că a fost refuzul și inclusiv a fost și afirmația că nu mai este nimeni în viață pe interior, dar acest lucru deja era fixat și văzut de colegii care erau la supraveghere video, că într-adevăr persoanele nu se mișcă, colegii noștri care erau pe interior. Grupa de asalt, de fapt, a intervenit, durata intervenției a durat 2 minute și 30 de secunde. În momentul intervenției, la fel, agresorul a atacat și în colegii noștri de la grupa de asalt care a intervenit pentru reținerea persoanei. Bineînțeles că au fost schimburile de focuri și persoana a fost rănită. Aici vreau să fac precizarea. Unica persoană care în urma intervenției sau acțiunilor care s-au demarat rănită a fost doar persoana în cauză, atacatorul care a omorât cei doi colegi ai noștri. Alte persoane rănite în urma operațiunii respective nu au fost și alte persoane nu au avut de suferit pe seama acestora. Cât ține de activitatea aeroportului, vreau să remarc că
La moment, aeroportul și-a preluat activitatea integral, inclusiv și pe sensul de intrare, deci zona de intrare care la ziua de ieri a fost sistată. Și aici vreau să mai fac o remarcă că toate instituțiile statului abilitate pe aspectul de securitate și ordine publică, vorbim absolut de toate instituțiile, și-au fortificat și intensificat acțiunile în raport cu sarcinile care sunt pe competență și au fost întărite toate măsurile de securitate pe compartimentul ordinii publice. Și aici, încă o dată remarc, nu doar pe aeroport, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. S-a vehiculat mult în presă, dar chiar și în comunicatul Procuraturii Generale din Tajikistan, că a fost luare de ostatici. Totuși, a fost luare de ostatici în timpul atacului sau... Deci, încă o dată confirm, remarc, nu a fost luat niciun ostatic. Din momentul când agresorul a atacat, la momentul creierii panicii și îmbulzelii care a fost și intervenției acelor doi colegi de la NSP care au încercat și au început a trage focuri de armă în agresor și el cumva izolându-se, s-a reușit ca toate persoanele să fie evacuate în timpul respectiv din aeroport. Deci în momentul când mergeau schimburile de focuri dintre colegii de la NSP și agresor, colegii, toate persoanele prezente în aeroport s-a reușit să fie evacuate. Unde a avut loc incidentul? Să ne spuneți cum a reușit acest atacator să ia arme de la polițistul de frontieră? Era o persoană cu care pregătire militară sau... Să înțelegem cum a fost chiar așa de simplu să atace un... Bine, dacă, ce a spus și domn procuror general, dacă noi am avut ulterior, deja am constatat și noi aceste remarci, dar eu ce vreau să spun, dacă colegii de la frontieră și de la Serviciul Informații și Securitate au remarcat anumite riscuri la această persoană ca să nu intre pe teritoriul Republicii Moldova și au stabilit interdicția, înseamnă că această persoană cumva prezenta anumite suspiciuni pentru instituțiile statului Republica Moldova prin profilurile care au fost verificate. Cu toate acestea, eu vreau să menționez încă o dată, ca să nu fie lăsat loc de interpretare. La momentul intrării persoanei pe teritoriul Republicii Moldova, persoana nu se afla în căutare pe o rețea de căutare, Interpol sau Europol sau alte rețele de căutare. Doar după ce s-a întâmplat acțiunile pe aeroportul internațional, de comun cu colegii, cu Procuratura Generală, am apelat de urgență autoritățile din Tajikistan. Abia atunci, prin intermediul comunicării, ni s-a spus că el, o astfel de persoană, este cumva vizată într-o acțiune infracțională pe teritoriul Tajikistanului. Până la momentul aterizării pe aeroportul internațional Chișinău, această persoană nu era vizibilă și căutată pentru o careva infracțiune, pentru claritate, ca să nu se lase anumite interpretări. Totuși, de ce i s-a interzis accesul? Care erau suspiciunile la adresa lui? Bine, acestea sunt aspecte de ordin procedural stabilite de către colegii de la Serviciul Informații și Securitate, de comun colegii de la Poliția de Frontieră. Și noi cunoaștem cu toții că nu este o persoană care a fost returnată, sunt zeci de persoane săptămânal care sunt returnate, sunt anumite profiluri, eu nu sunt competent de a stabili stilul și profilurile după care se repartizează și se restituie aceste persoane, ele au și o parafă de secretizare, de aceea eu chiar nu sunt în competența de a vă comunica dumneavoastră acest lucru acum, dar cu siguranță au fost evaluate riscurile de persoană, care zi de zi și noi în perioadele anterioare am văzut că zeci de persoane, Poliția de Frontieră ne-a informat că au fost returnate. Păi nu ne-ați răspuns cum a luat atacatorul arma de la polițistul de frontieră și unde s-a întâmplat totul? Totul s-a întâmplat în zona de așteptare pe peronul de intrare în aeroport. Deci până la prezentarea pașapoartelor, în acea zonă s-a întâmplat. A fost chiar o lovitură pe neașteptate în adresa polițistului. Noi deja ați văzut cu toții, au apărut prin spațiile publice imaginea cu această persoană și dacă noi vedem stilul său care îl are și în Tajikistan, este o persoană destul de pregătită. Prin lovitura aplicată, pur și simplu l-a imobilizat pe polițistul nostru și nu a durat nici două secunde toată acțiunea de atac.
Bine, sunt aspecte care domnul procuror general o să confirme, o să fie examinat în cadrul urmăririi penale. Deci, haideți să avem așa un pic de claritate. Deci, cu certitudine, a fost, polițistul a fost luat prin surprindere, deci persoana a devenit efectiv în jumătate secundă agresivă, deci polițistul a fost lovit pe neprins de vest, polițistul nu s-a așteptat la o asemenea reacție. Aparent, după mișcări și după comportamentul persoanei, este vorba de o persoană pregătită fizic bine, cel puțin despre asta putem concluziona, reieșind din imagini care le-am vizionat personal. Cu toate acestea, nu avem informații că ar fi afiliat careva grupări militare, cum am menționat și ieri. În raport cu solicitarea dumneavoastră, care a fost motivul de nu i s-a permis trecerea în Republica Moldova, informația care mi-a fost furnizată mie, primul dubiu a apărut angajaților poliției de frontieră în momentul în care persoana a putut explica foarte clar motivul aflării și termenul aflării pe teritoriul Republicii Moldova. Cam acestea sunt informații, cel puțin, care poate să vă le furnizeze procuratura la această etapă. Dintre cei care tot li s-a interzis intre în Republica Moldova seară, nu sunt alți suspecți? Deci, eu am confirmat încă o dată, în urma discuțiilor cu colegii noștri din Tajikistan, persoane care sunt vizate în fapta pentru care este urmărit bănuitul pe faptul de omor de ieri de la aeroport, nu sunt aflate pe teritoriul Republicii Moldova și nici nu au accesat. Cum se va desfășura urmărirea penală în continuare? Cum va fi judecat, să zic așa, după care criterii? Criterii făcut generale este învinuit de o faptă de omor cu agravanți, pentru care este prevăzut pedeapsă, inclusiv cu închisoarea pe viață. Deci sunt pași sau etape urmăririi penale, etapa actuală sunt numite expertize care urmează să fie desfășurate. Sunt audiați, o bună parte de martori deja ieri au fost audiați, sunt examinate înregistrările video de pe camerele de supraveghere. Suntem în comunicare permanent cu colegii din Tajikistan. Încercăm să identificăm și informația din dispozitivele electronice asupra acestea care au fost identificate. Nu poate fi extradat în momentul în care faptul a comis pe teritoriul Republicii Moldova. Deci urmează să fie supus judecății sau urmăririi penale în Republica Moldova. Domnul procuror, ați spus că versiunea unui atac terorist nu mai este, deci nu este prioritar sau se exclude total? Vrem să înțelegem. În secundă asta nu pot să exclud total, dar nu este una din versiunile prioritare. Dar este prima dată când avem un dosar de terorism? Deci dosar de terorism nici nu a fost pornit. Deci eu am spus, este vorba de o versiune. Cauza penală care este investigată este vorba de omor. Vrem să întrebăm situația cum s-a întâmplat. A fost înregistrată de camerele de supraveghere, analizați aceste imagini? Cu siguranță. Deci zona de așteptare din aeroport, cred că toți cunoaște, este supravegheată din diverse unghiuri. Respectivele imagini sunt ridicate de către colegi, urmează să fie examinate în proces verbal, apreciate. Dar cum se simte atacatorul? A fost audiat? Am menționat, este în stare gravă, inconștient la moment. În timpul reținerii, vrem să întrebăm, a fost, nu știu, a avut anumite revendicări sau a cerut ceva sau a fost... Am declarat, în momentul când s-a încercat să negocieze, dumnealui nu a mers la negocieri, noi am întrebat dacă sunt copii acolo sau persoane în viață ca să încercăm să salvăm, deoarece serviciile medicale erau deja alături de noi, la care ne s-a spus că nu mai este nimeni în viață aici și copiii nu sunt. Atunci s-a încercat să intre în forță pentru imobilizarea sa. În momentul în care au fost deschise focuri asupra colegilor noștri, a fost apărarea propriu-zisă și intervenția exact cum prevede protocolul de intervenție și asalt în astfel de cazuri. Domnul Cernăuțeanu, în aeroport erau suficienți angajați poliției de frontieră încât să mențină securitatea, pentru că s-a vehiculat că nu erau suficienți. Acest aspect, bineînțeles că colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, sau chiar și colegii de la Poliția de Frontieră, vor demara anchetele potrivite și vor stabili dacă a fost sau nu a fost numărul suficient de angajați sau dacă s-a respectat sau nu acest număr în turile respective în aeroport. Dar noi trebuie să ținem cont de aceea că venind pe aeroport cineva din afară, întotdeauna avem o siguranță din punct de vedere că cel puțin nu este înarmat persoana respectivă, deoarece el tot trece anumite filtre la îmbarcarea în aeronava de unde se pornește. Dar vedem situații în care demarează lucrurile și altfel. Domnul Cernăuțeanu, mă întreabă colegii din ce a spus dumneavoastră, a fost
Deci, până la controlul de pașaport s-a întâmplat tot. Și cum a fost? Nu, eu am spus, dumnealui a trecut la controlul de pașapoarte și a fost supus verificării la orele 15 și 21. Atunci s-a declarat că el este persoană inadmisă pe teritoriul Republicii Moldova. Acțiunea propriu zis, împușcăturile făcute de dumnealui în adresa colegului meu a fost la orele 17 și 13 minute. Deci, practic, peste aproape 2 ore. În prezent, persoana este reținută pentru 72 de ore? Este reținută, se află sub supravegherea medicilor și a poliției. Deci, este persoană reținută potrivit articolul 166 din codul procedurii penale. Ieri prim-ministrul a declarat că este și un pasager rănit. Știți cumva despre... Nu este nici o persoană care s-a adresat după ajutor medical. Aceasta o confirm repetat la moment. Personal țin legătura cu instituțiile medicale. Mi s-a confirmat în repetate rânduri și inclusiv și înainte de a veni aici la dumneavoastră, în fața dumneavoastră, am luat legătura iarăși cu serviciile medicale. Nu s-a adresat nicio persoană alta decât atacatorul supus asistenței medicale. Alte persoane nu au fost afectate prin careva leziuni. În prezent colaborați cu anchetătorii din Tajikistan? Care păi i-a spus domnul procuror general că este o conlucrare strânsă cu instituțiile abilitate din Tajikistan și schimb de informații la acest compartiment ca să avem, să elucidăm toate aspectele. Bine, cred că asta e informația. Da, deja e... Vă mulțumim, vă dorim. Colegi, o zi bună să aveți! Mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la noi aici.